mai multe, multe măsuri pe care dânșii, cei de la guvernare, le-au introdus într-un plan anticriză. Bun, și probabil vi se pare că dumneavoastră că liberalii... s-a îmbunătățit situația? Da, dumneavoastră, dacă ați fi rămas la putere, nu ați fi avut un plan anticriză? Sigur că da, dar planul fost nostru... asemenea măsuri? Sigur că da, planul nostru anticriză ar fi mers în același sens în care a mers și guvernarea ultimilor 2 ani. De creștere nici și de păstrarea măsurilor pe care noi... N-ați dat bani la noi profesor. Am spus că nu dăm 50%, noi am spus că este nerealistic să discutăm despre 50%. Domnul Tăriceanu a spus în repetate rânduri atunci și în Parlament și președintelui că nu este fezabil acest 50%. Apoi am declarat că după toate calculele, cel mult un 30% ar fi realizabil, dar eșalonat. Bineînțeles că toată lumea a fost împotriva noastră și s-a văzut că acest guvern a spus, domne, mai mult de 30% nu putem să dăm. Și cine știe când o să începem să dăm și eșalonat în nu știu câte tranșe. Deci au ajuns exact la aceeași concluzie, numai că nu au vrut să o recunoască de la început. Credeți că în perspectiva alegerilor europarlamentare care se apropie campania în primul rând, în perspectiva acestei campanii și acestor alegeri, dumneavoastră, aveți liberale, aveți de câștigat sau de pierdut de pe urma schimbării guvernării, aplicării unui plan de măsuri anticriză de către actualul guvern și schimbării situației socioeconomice a țării? Degradării acestei situații? Sigur că da. Dacă degradarea situației țării poate fi un câștig, da, atunci o să câștigăm. Din păcate, câștigăm cu prețul degradării situației generale. Și eu nu l-aș numi chiar un câștig. Ar fi fost un câștig pentru România și pentru PNL să fi rămas la guvernare, să fi avut un scor foarte bun ca să rămânem la guvernare, însă acum nu știu cine câștigă și cine pierde, în orice caz cetățenii au pierdut foarte mult. Dar am văzut ieri niște cifre de sondaj CCSB care spunea că PNL a ajuns pe la 14-15%, 38-39% PDL și 34% parcă, sau 32% PSD. Deci ați scăzut. În, sigur, în acel sondaj, da, sigur. În acel sondaj. Adică sunt sondaje măzluite, vreau să spuneți. Eu mă îndoiesc că aceste sondaje reflectă starea reală a societății și percepția societății. Dacă acel sondaj ar fi dat PNL cu 25%, ce ați mai fi zis? La fel? Repet, sondajele, după părerea mea, sunt atât de relative, încât eu nu m-aș baza fix pe sondaje. Prefer să mă bazez pe ceea ce fac, pe ceea ce transmit oamenilor în teritoriu. Haideți să vedem ce faceți dumneavoastră pentru omul de rând. Că nici noi, presa, nu știm foarte multe și cu atât mai puțin cetățeanul de pe stradă care are atât de multe probleme încât către mulți dintre ei nici nu știu că există această noțiune de europarlamentar. Se duc tocmai de aia cred că a fost și este prezență foarte scăzută la votul europarlamentare. Haideți să ne lămuriți cât mai concret cu putință. Sunt ce faceți dumneavoastră din păcate, oameni? Din păcate, așa este, aveți dreptate. Cetățenii, în general, nu știu ce înseamnă Parlamentul European. Poate nici nu sunt interesați pentru că nu li s-a atras atenția asupra ceea ce se întâmplă în Parlamentul European și cum Parlamentul European, în mod direct, îi poate ajuta. Înseamnă că nu sunteți buni comunicatori. Probabil că nu suntem buni comunicatori. Probabil că viața politică din România, atât de agitată fiind, s-a concentrat foarte mult pe intern și mai puțin pe ce se întâmplă la Bruxelles. Din păcate, pentru noi, poate și noi politicienii și presa... La Bruxelles și la Strasburg. Parlamentul European? Parlamentul European își desfășoară activitatea curentă în Bruxelles, iar plenarele, sesiunile plenare, sunt o săptămână pe lună, sunt la Strasburg. Și dumneavoastră sunteți și acolo și acolo. Și noi suntem peste tot. Vă plimbați. Ne plimbăm. Pe banii cui vă plimbați? Pe banii contribuabililor europeni. Adică pentru că așa a hotărât Uniunea Europeană că trebuie să avem două sedii. De fapt, avem trei sedii. Un sediu administrativ la Luxemburg. Așa, bun. Concret, ce faceți pentru omul de rând din România? Vreau să vă spun un lucru care... Probabil că ar trebui mai mult mediatizat, mai mult popularizat, și anume acela că până în momentul aderării, România era foarte strâns, foarte bine conectată la ceea ce se întâmpla la Comisia Europeană și ceea ce decidea Comisia Europeană, pentru că, conform tratatului de preaderare, România trebuia să răspundă acelor criterii pe care Comisia Europeană le impunea.
După 2007 însă, Parlamentul European este forul legislativ. Să nu uităm, este forul legislativ alături de Consiliul Europei, prin care se iau hotărâri cu privire la legislația europeană care este în vigoare în toate statele membre. Și ceea ce se întâmplă la Parlamentul European, după ce noi votăm legile, votăm absolut toate rapoartele, avizele și opiniile, de-abia după aceea ajung la Comisia Europeană și Comisia Europeană ca executiv le transpune în decizii, regulamente care devin obligatorii față de statele membre. Deci tot ceea ce facem noi în Parlamentul European ajunge la cetățean în mod direct prin legile care sunt după aceea implementate în legislația națională. Deci este un parlament peste parlamentele este naționale. Este un parlament, n-aș spune chiar peste parlamentele naționale, aș spune complementare parlamentelor. Complementar, bun. Parlamentelor naționale. Acum, întrebare. Dați-mi un exemplu de o lege, o directivă, o ceva, document de orice fel pe care dumneavoastră l-ați votat acolo și s-a aplicat aici. Pe care eu l-am votat, la care am fost și raportor din partea grupului liberal european. Vă dau două exemple. Planul de redresare economică pe care am fost raportor și Fondul Social European, modificarea procedurilor Fondului Social European. Aceste două, pentru că eu lucrez în Comisia de Dezvoltare Regională, care are competențe în coordonarea și implementarea fondurilor structurale, fondurilor europene, am putut să acționez direct pe aceste două rapoarte. Fondul Social European, Fondul Social European, prin modificarea procedurilor pe care noi am propus-o și am votat-o în Parlamentul European, va acorda acces mult mai ușor statelor membre prin autoritățile centrale, autorități locale, acces la fonduri. Pentru că noi, ca stat nou membru, România, în afară de faptul că este criză economică și bugetul de stat este foarte scăzut, avem mare nevoie să putem accesa cât mai ușor fonduri europene. Noi nu suntem atât de bine pregătiți ca infrastructură și ca infrastructură umană, în primul rând. Nu suntem chiar atât de bine pregătiți încât să putem accesa fondurile la același nivel cu Germania, spre exemplu. Și atunci am avut nevoie să introducem în acest raport simplificarea procedurilor în așa fel încât și România să poată accesa fonduri mult mai ușor. Pentru că trebuie să fim și noi tratați în mod egal cu celelalte state membre. De către autorități și comunități locale. Sigur că da, de către autorități și comunități locale, de către primării, în primul rând. Și când s-a întâmplat evenimentul ăsta la... Raportul acesta l-am votat în ianuarie, în sesiunea din ianuarie acest an. Și ați spus oamenilor din România, uitați sigur ce că am da. Făcut pentru voi. Am votat să se simplifice accesarea.